N-am vorbit mai deloc astăzi cu voi și acum vreau să-mi fac ceaiul. Am ceaiul cu numărul 15 pentru că astăzi suntem 15. Și ce aromă avem? Soc echinacee. Am mai avut aroma asta. Hai că n-am făcut focus pe el. Ridic camera. Am mai avut aroma. Deja au început să se repete. Da, o să-mi fac ceaiul, o să-l beau și cred că o să mă culc. Nu mă vedeți pe mine și, na, e ciudat cum vorbesc așa, aici gesticulez cu mâna, se vede umbra. Mi-am curățat și eu unghiile și mâine o să mi le dau cu ceva ojă. Am spălat pensulele, după cum ați văzut, și da, cam asta am făcut, plus multă altă treabă prin casă și n-am filmat, că na, am făcut pur și simplu curățenie. Tocmai ce am terminat de filmat un videoclip pentru machiajul acesta, un fel de tutorial, Get Ready With Me. Îmi prind un pic părul pentru că mă enervează să-mi stea așa pe față. Oh, mă simt super, super obosită. Nu știu de ce, dar mă simt așa obosită, terminată. O să mă duc să-mi fac ceaiul pentru astăzi. Să beau puțină apă și cam asta cred că o să fac. Nu știu ce o să facem noi în continuare. E duminică astăzi. Nu știu dacă o să ieșim din casă, dacă o să facem ceva, dar măcar eu sunt machiată, aranjată. N-am prea fost așa pe vlog zilele astea, weekendul acesta, pentru că efectiv nu am făcut altceva decât să stăm în casă și să ne odihnim. Am făcut treabă, ordine, dar acum s-a făcut dezastru la loc pentru că am filmat și cei pe aici, pe lângă mine, nici nu vreți să știți. Și ne auzim mai încolo. Dacă nu ne auzim mai încolo, ne auzim cu siguranță mâine, pentru că mâine, luni, adică, mergem la teatru. N-am mai fost de foarte multă vreme la teatru și mergem la Frații Karamazov, la teatrul Elisabeta. Voiam să mergem prin toamnă, că a fost prima dată piesa pusă în scenă prin toamnă, dar nu am mai prins bilete. Până ne-am hotărât noi, până una, până alta, s-au dat toate biletele și am prins pentru decembrie și le-am luat chiar în ziua în care s-a jucat piesa prin toamnă. Chiar atunci am luat biletele pentru mâine. Sunt la bucătărie pentru că am făcut niște fotografii. Aici fac de obicei fotografiile pentru că am peretele alb și am pus pe masă un carton. Este un carton lucios, destul de grosuț. De fapt am două cartoane și le țin așa unul sub celălalt. Sunt luate cartoanele astea din Jumbo, mi le-am luat prin toamnă și a fost vreo 2 lei cartonul. A fost o investiție foarte, foarte bună pentru că înainte foloseam o coală de hârtie și, în fine, nu era chiar ok. Cartonul acesta este perfect. Am aici camera pregătită. De fapt, am fotografiat câteva chestii și mai am de făcut poze. E deschisă camera, ar trebui să o închid ca să nu se consume aiurea bateria. Și am fotografiat produsele pe care le-am folosit în videoclipul de marți. Am folosit câteva dintre ele, nu le-am fotografiat pe toate, le-am fotografiat doar pe cele pe care le-am folosit și mai am de făcut fotografii. Vreau să fac și un unboxing. Am primit un pachet foarte, foarte frumos de la L'Oreal. Am aici punga. Am niște macaroni, sunt de la Tort Design, scrie pe spate. Cei de la Tort Design fac niște dulciuri foarte, foarte, foarte bune. O să vă las Instagram-ul lor în descriere. Nu m-am atins încă de dulciuri, deși îmi doream foarte tare să gust un macaron, dar mai încolo. Am vrut mai întâi să vă arăt ce am primit. Turtă dulce, aceasta este în formă de brăduț. Deci este atât de frumoasă, arată atât, atât de bine. Și mai este încă una, ca să o găsesc pe aici. Aceasta este în formă de stea și e pictată cu Moș Crăciun. Foarte frumoase. Sunt toate de la Tort Design și sunt foarte bune. Am mai avut de la ei dulciuri și sunt super, super delicioase. Mai departe, să vă arăt efectiv ce am primit. Am primit un șampon uscat din gama Magic Shampoo. Nu am testat până acum șamponul acesta uscat, așa că mă bucur că l-am primit pentru că sunt curioasă. Și am varianta Tropical Splash. Sunt mai multe variante disponibile, dar eu am primit-o pe aceasta. Ce mai avem aici? O apă micelară bifazică. Îmi place foarte mult această apă micelară bifazică. Ați mai văzut-o pe la mine și personal vi-o recomand. Curăță foarte bine, inclusiv machiajul waterproof. Și mă bucur că o am pentru că aproape că mi s-a terminat de machiajul bifazic și uite, am primit o apă pe care o să o folosesc în continuare. Am aici o felicitare pe care scrie: mulțumim pentru un 2018 excepțional, la mulți ani. Mulțumesc și eu foarte mult, L'Oreal România.
Și mai avem, nu s-a terminat, mai avem chestii aici în sacoșă și o să fac gălăgie. O să fâșii un pic, dar sper că nu vă supărați pe mine. Trei rujuri din gama Le Chocolat. Am primit aceste rujuri de la L'Oréal, am primit gama completă. Sunt niște rujuri excelente și eu vi le recomand. Am făcut cu ele un videoclip cu swatch-uri pe Instagram și a prins foarte bine videoclipul respectiv. Așa că dacă vreți să vedeți swatch-urile, vă las link în descriere. Am aici nuanța 862, este una dintre nuanțele mele preferate din gama aceasta. Nuanța 852, da, să pun focusul pe ea. Da, cam așa arată, se numește Box of Chocolates și nuanța 864, care este un roșu divin. Este un roșu foarte, foarte frumos. Și, mai departe, Paradise Ecstatic, un rimel excelent despre care v-am tot vorbit, mie îmi place super, super mult. Acum nu am Paradise Ecstatic, mi-am luat noul rimel de la L'Oréal, Ultimate, cred că se numește, acela cu periuța care se îndoaie. În fine, cred că-l știți, nu vi l-am arătat până acum, pe nicăieri, dar l-am, o să-l vedeți la mine în curând. Și ultimul produs din sacoșă, și cred că este ultimul produs, o mască din gama Pure Clay, varianta anti-blemish, varianta pe albastru. N-am luat camera cu mine, dar am zis să filmez cu telefonul un pic în mașină. Sunt la semafor, sunt cu Mihai, evident, când merg singură la teatru. Am pe cap un fez pe care mi l-am luat din magazinul Best For din Piața România și mi-am scos pentru prima dată anul acesta geaca de la naftalină. Și am ajuns. Foarte fancy, am venit la McDonald's pentru că este foame și era fix aici, după ce am ieșit de la teatru. Eu mi-am luat, ce mi-am luat? Alto și tu Maestro? Maestro Burgers și eu mi-am luat varianta Alto și whatever, nu știu Mihai ce și-a luat. Dea cam așa arată, e cu carne de pui. Arată-l și după al tău. Putem să mâncăm până ne arătăm aici pe pe vlog. Da, bun. Hai, poftă bună. Am o zi foarte, foarte aglomerată și foarte stresată. Sunt în momentul acesta sunt super, super stresată pentru că eu astăzi trebuie să ajung la două evenimente și până acum n-am ajuns la niciunul. Și amândouă încep la ora 4 și e deja trecut de ora 4 și este foarte aglomerat. Am făcut o groază pe un drum de 10 minute, am făcut mai bine de o jumătate de oră. Am stat 10 minute numai la un semafor, dar așa este în perioada sărbătorilor. Este mereu aglomerat, este mereu prea de tot în oraș. În fine, important e să ajung cu bine. Să fie totul ok pe drum. Unde merg? În primul rând trebuie să ajung în San Plața. Acolo s-a deschis un nou magazin Gerovital și merg la deschiderea magazinului Gerovital din San Plața. După care trebuie să ajung la un alt eveniment care se ține undeva în zona centrului vechi, la Vibes 19 și evenimentul se... Băi, mă bâlbâi! Și evenimentul se numește Orbico Beauty Loves Beauty Bloggers. Piața progresiv și mai are încă un premiu. Și nu în ultimul rând, în top 100 brand-uri, ocupam locul 1 și locul 5, în două brand-uri. Ceea ce spune foarte mult despre munca noastră, despre seriozitatea noastră. Suntem generația a doua, o ducem mai departe. Tatăl meu a pus temelia, a fost vreo 40 și ceva de ani director general. Suntem a doua, generația a doua, o ducem mai departe și pregătim generația a treia să meargă mai departe, dar va rămâne a noastră, a românilor. Stai, 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 stai. Yeah! Specialiști în frumusețe așteaptă să le puneți întrebări, să vă puteți răspunsuri despre frumusețea fiecăruia din noi. Mulțumesc! Thank you.
usuri și la eveniment și văd că mai este puțină mâncare disponibilă, așa că o să mănânc, pentru că mi-este foame, dar o să filmez mai întâi un pic așa pe aici atmosfera și ne auzim mai încolo. Gabi face poze pentru Insta. Ia uite aici prăjituri, oh, ce bine arată. Și hamburgeri. Am ajuns acasă și vreau să vă arăt ținuta mea. Înainte să plec nu am apucat să vă arăt absolut nimic. Am avut pe mine rochia aceasta care este cumpărată din Zara. V-am spus într-un episod vlogmas anterior că mi-am cumpărat câteva rochii și că vreau să port o rochie astăzi. Și până la urmă am ales-o pe aceasta. Este în formă de A și o să vă las link în bara de descriere. Este în formă de A, în talie se leagă cu un cordon care este din același material cu rochia, dar este detașabil cordonul, aș putea să pun chiar și o centură. În picioare, am avut niște cizme, tot din Zara sunt cumpărate, dar le am de prin 2014, dacă nu mă înșel. Au un toc gros și au și puțină platformă, dar este ascunsă platforma. Îmi plac foarte mult, sunt confortabile, sunt înalte, sunt chiar ok. Ce am mai avut? Această broșă. Această broșă v-am arătat-o și pe ea într-un episod anterior vlogmas, pe la început parcă. Este de pe site-ul Miss Babacilu și vă las link în descriere. Este o broșă foarte frumoasă care zic eu că am mers foarte bine cu ținuta. Este făcută din niște mărgeluțe, perluțe, nu știu cum să le spun, și are un sistem foarte ok de prindere. La gât am avut iar niște mărgele, că e mult spus perle, dar merg foarte bine, zic eu, cu ceea ce am purtat. Și cam aceasta a fost ținuta mea, geanta, să vă arăt și geanta. Ce credeți? Geanta este tot de la Zara, este o geantă neagră, simplă. Cam așa arată. Și zic eu că geanta aceasta are un... nu are un croi. Geanta aceasta este un model clasic, nu e ceva prea ieșit din comun, dar am mers cumva cu ținuta. Aș și pus o altă geantă, poate mai colorată, poate din piele întoarsă, dar am luat-o pe aceasta ca să pot să car în ea diverse chestii, cum ar fi camera. Da. Ceaiul pentru astăzi este ceaiul cu numărul 19, am aici lângă mine pliculețul, se numește butoi cu rom, am mai avut odată butoi cu rom, au început să se repete aromele, încă este fierbinte, dar până vorbesc eu cu voi aici o să se răcească ceaiul. Vreau să vă zic în primul rând ce am făcut astăzi și vreau să vă arăt produsele pe care le-am primit ieri la cele două evenimente la care am fost. Să începem cu astăzi. Ce am făcut azi? Am filmat un pic, am fost la film, am fost la Mary Poppins Returns, adică Mary Poppins se întoarce. Și a fost un musical foarte drăguț, foarte frumos. Este un film perfect pentru sărbători, de văzut cu familia, cu copiii. La cinema rulează și dublat, dar și subtitrat în cazul în care aveți copii mai mari și știu să citească, puteți să mergeți la varianta subtitrată, dar dacă aveți copii foarte mici care nu știu să citească, mergeți la varianta dublată. Foarte, foarte drăguț filmul, chiar mi s-a părut simpatic și vă recomand să-l vedeți. Sunt zilele acestea libere, ori să urmeze și dacă aveți chef de o ieșire la un film, vă recomand filmul acesta. Cam asta ar fi cu filmul și altceva astăzi nu s-a mai întâmplat, nimic major. Și haideți să trec la produse, că sunt destul de multe și vreau să vi le arăt pe toate. Nu o să vă spun nimic despre ele, doar vi le arăt așa rapid. O să le folosesc în videoclipurile viitoare și acolo o să vedeți cum arată pe fața mea, cum arată produsele, swatch-uri, pentru că am și rujuri, am și farduri, am mai multe chestii. Așa că haideți să-i dăm bătaie. Încep cu produsele primite de la Gerovital. Aici deasupra, adică ce se vede așa mai, că este un pic din cutie, este mai mare. Se numește chestia asta Choco Telegram. Este într-o
cutie de lemn și este efectiv ciocolată. Asta arată super simpatic și vreau să vă arăt. Este o ciocolată și scrie, în pătrățele de ciocolată, și scrie sărbători cu farmec în interior. Nu știu cât se vede, dacă se vede, dacă se pune focus. Și am primit de la Gerovital H3, fiole cu acid hialuronic. Le-am mai avut, le-am folosit și îmi plac foarte mult și vi le-am recomandat și vouă de foarte multe ori. Am primit și un elixir antipoluare. Este pentru conturul ochilor, buzelor și pentru zonele puternic ridate. Se aplică pe zonele respective și cam asta ar fi. Cam așa arată aplicatorul, mi se pare super ingenios pentru că nu trebuie să bagi mâna în tub ca să scoți produsul, pur și simplu apeși, iese pe aici și cu chestia asta metalică îți faci și un oarecare masaj. Și am mai primit tot de la Gerovital, dar de data aceasta de la Gerovital Beauty, un iluminator. Un iluminator pe care voiam să-l încerc și propusesem să mi-l iau și eu la un moment dat. Cam așa arată, este un pic folosit pentru că l-am folosit astăzi. Cam așa arată iluminatorul și cred că deja îl știți pentru că a apărut de ceva vreme și l-am folosit astăzi și îmi place pentru că are un finish, să zic așa. Rezultatul este unul natural și arată foarte, foarte bine și mi se pare că nu evidențiază absolut deloc textura pielii, se așează foarte, foarte frumos. Chiar mi-a plăcut și o să-l folosesc într-un clip cu siguranță ca să vedeți acolo mai multe. Cam asta ar fi cu Gerovital, mulțumesc de invitație, mulțumesc de produse, trec mai departe la următorul eveniment, care s-a numit Orbico Loves Beauty Bloggers și foarte multe dintre voi m-ați întrebat ce este Orbico, cine este Orbico, dacă este un brand nou de produse cosmetice. Nu este un brand de produse cosmetice, este o firmă, cred că pot să-i spun așa, este o firmă care se ocupă cu distribuirea produselor de la anumite branduri. Ei le comercializează pe piața din România și sub firma aceasta găsim, sub umbrela aceasta Orbico, să zic așa, găsim foarte multe branduri, de la branduri de parfumerie până la cele de supermarket, cum ar fi Essence. Și haideți să vă arăt ce am primit. Am lângă mine aici o sacoșă și cred că o să fac puțină gălăgie, dar să sperăm că nu vă supărați. O să păstrez, să zic așa, produsele de make-up la final. Încep cu parfumurile. Am primit foarte multe parfumuri. Am primit de la Marc Jacobs, Daisy Love. Este varianta apă de toaletă la 100 de ml. Arată, cred că știți ambalajul, dar arată superb și trebuie să vi-l arăt și eu încă o dată, chiar dacă probabil că-l știți. Este foarte, foarte frumos ambalajul, în special capacul. Arată foarte, foarte bine. Am mirosit parfumul și mi se pare un miros interesant, nu l-am aplicat pe mine deocamdată, dar mi se pare un parfum interesant care zic eu că ar merge așa spre primăvară, chiar cred că ar merge foarte bine. Cam asta ar fi cu Daisy Love, știți că eu nu mă pricep la a descrie parfumuri, dar vă spun așa cum mi se par mie și când le-aș purta în ce anotimp. Mai departe, de la Zadig & Voltaire, Girls Can Do Anything, este noul parfum Zadig & Voltaire. Este apă de parfum și are 50 de ml sticluța aceasta. L-am mirosit și mi se pare interesant, mi se pare potrivit pentru perioada în care ne aflăm, adică na, e mai frig afară și merge, zic eu, parfumul acesta. Este recent apărut pe piață și îl găsiți deja în parfumerii, în cazul în care vreți să-l testați, să-l încercați. Și mai am încă un parfum, imediat să-l scot din sacoșă. Este vorba despre acesta de la Abercrombie & Fitch, First Instinct Blue. Este apă de parfum și am sticla de 100 de ml. Parfumul este un lemnos fructat. Știu să vă spun chestia asta pentru că scrie pe el, dar o să vă las poate în descriere link către aceste parfumuri ca să vedeți și notele. Și conține, printre altele, nectar de caise și se simte foarte, foarte bine nectarul acela de caise. Are și sandalwood. La fel, l-am pulverizat, cu acesta m-am și dat pe mine și chiar se simt caisele, chiar foarte bine. Și se simte și aici la pulverizator, dar are, printre altele, și salted sea air, adică un fel de note marine, să zic, ceva de genul. E foarte interesant parfumul, este foarte interesantă combinația. Mai departe, când am terminat, mai am o groază de chestii să vă arăt. Am primit o cremă de corp parfumată de la Roberto Cavalli, Paradiso Absoluto. Miroase atât de bine această cremă parfumată, miroase incredibil de bine.
Și mă face curioasă crema aceasta de parfum, adică la cât de bine miroase crema, mă gândesc că parfumul e cel puțin la fel de interesant. Foarte bine miroase, poate că știți parfumul, poate nu, habar n-am, dar vă recomand să căutați și să mirosiți, că este chiar un miros foarte plăcut, mai ales pentru o cremă de corp. Și mai am aici o vopsea de păr de la Revlon, nuanța numărul 3, șaten închis. Eu nu mă vopsesc, o să-i dau vopseaua aceasta mamei, pentru că ea se vopsește și nuanța aceasta îi se potrivește, zic eu. Ea se face cu nuanța numărul 4, care este un pic mai deschisă decât numărul 3, dar o să-i vină bine și aceasta, cu siguranță, nu e chiar atât de mare diferența. Eu nu mă vopsesc acum, dar în trecut, când mă vopseam, am folosit vopsea de la Revlon și este o vopsea foarte, foarte, foarte bună pe care vă recomand. Este o vopsea permanentă fără amoniac, prinde și rezistă foarte bine și găsiți Revlon Color Silk prin Cora. Eu am văzut de fiecare dată vopseaua aceasta prin Cora, dar cu siguranță este și prin alte magazine, prin alte supermarketuri, cu siguranță există și pe undeva pe online, dar sigur, sigur am văzut-o la Cora, au foarte, foarte multe nuanțe disponibile și știți că pe fiecare cutie de vopsea este un fel de grafic unde spune în funcție de culoarea pe care o ai în păr, cum o să-ți prindă vopseaua pe care ți-ai cumpărat-o. Și vopseaua aceasta cam respectă graficul, așa că eu vă recomand să încercați și Revlon Color Silk, de ce nu, în cazul în care vă vopsiți și folosiți produse din supermarket. Este o variantă, este o alegere, zic eu, destul de bună și zic asta din propria mea experiență. Când mă vopseam, am folosit la un moment dat Revlon, am descoperit-o și am folosit-o o perioadă până când am încetat să mă vopsesc, pentru că mă făceam cam în aceeași nuanță cu nuanța mea naturală și am zis că nu are sens să continui cu vopsitul din moment ce nu aveam vreo schimbare majoră. Bun, mai departe, mai am ce să vă arăt. În punga aceasta am produse de make-up și tot de la Revlon am fondul de ten Color Stay. Este cel pentru tenul mic și gras, îl am în nuanța 180. Am și un ruj lichid Ultra HD Matte Lip Color, tot de la Revlon. Nuanța este 635. Cred că aceasta este nuanța, se numește Passion. Este un roșu, un roșu zmeură, ceva de genul. Arată foarte bine nuanța. Mai departe, de la Elizabeth Arden, nu este pudră, deși pare pudră, dar nu este pudră. Este fond de ten compact. Se numește Everyday Perfection Bouncy Makeup. Flawless Finish. Nu știu să vă spun prea multe despre acest produs, pentru că este prima dată când îl am în față, să zic așa, dar o să încerc să-l folosesc, deși nuanța este închisă, este 06, o să încerc să-l folosesc cumva ca să văd care-i treaba cu produsul și să vă spun câte ceva despre el. Am și un ruj, este, nu știu care este gama, dar nuanța este Red Velvet, numărul 18. Încerc să vi-l arăt mai de aproape, să sperăm că se prinde pe cameră. De la Art Deco am primit un eyeshadow base, un primer pentru fard. Este un produs destul de lăudat, faimos și abia aștept să-l încerc. O să-l folosesc cu siguranță într-un videoclip. Tot de la Art Deco am un tuș, se numește cum? Perfect Color Eyeliner și am varianta black, varianta, nuanța. Este 01, este un tuș negru. De la Essence am primit cel mai frumos iluminator, deci uitați cât de bine arată în interior. Este așa desenat acolo în iluminator, sunt desenate steluțe, globuri, crenguțe de brad, foarte frumos. Este din colecția de iarnă, așa arată și el ambalajul, da? Am găsit aici în sacoșă și un, nu un, o ștampilă pentru unghii. Pe această tăviță sunt diverse simboluri și vii cu ojă peste simbol. Cu această, nu știu să zic, chestie din plastic, cureți excesul de ojă de pe tăviță, apoi vii cu ștampila și presezi ștampila pe tăviță unde ai dat cu ojă, apoi pui pe unghia ta. Cred că știți la ce mă refer, cu siguranță ați văzut aceste ștampile pe internet, pe Instagram cel puțin. Sunt foarte multe videoclipuri cu astfel de ștampile și eu mă uit la ele cu foarte, foarte mare drag și îmi doream și eu să am o astfel de ștampilă. Și uite că am primit-o la eveniment și este de la Essence, ceea ce înseamnă că este accesibilă, mă refer la preț. Și ce credeți? Am încercat să-mi fac pe unghii astfel de ștampile. Manicura mea nu arată foarte bine, dar vreau să vă arăt ștampilele pe care mi le-am aplicat pe unghii și să sperăm că face focus.
camera pe degetele mele. Manicura nu arată bine pentru că trebuie să-mi o refac, nu de alta, și am zis hai să încerc aceste ștampile. N-am făcut o treabă excelentă pentru că e prima dată când le-am folosit și trebuie să mă obișnuiesc. Ce să vă arăt? Mai am două produse și amândouă sunt superbe și nu știu ce să vă arăt mai întâi, dar o să vă arăt această paletă, tot de la Essence, la fel din gama de Crăciun. Am paleta în nuanțele, în nuanța, în combinația de nuanțe, numărul 01, Jingle All the Way. Și pregătiți-vă să vedeți pe interior paleta pentru că arată superb. Aceasta este paleta. Și acolo jos, da, este un glitter. Da, acesta este un glitter. O să folosesc paleta aceasta într-un clip neapărat, poate chiar pentru sâmbătă o să fac un clip. Și ultimul produs, tot de la Essence, o pensulă. Este o pensulă pentru iluminator. Și uitați-vă cât este de simpatică. Și aici în coadă sunt niște chestii care se plimbă. Dacă miști așa pensula, sunt niște acadele și ceva sclipici. Foarte, foarte drăguță. Cred că se vede, cred că focusează. În fine. Și cam acestea sunt produsele pe care le-am primit. Foarte multe, foarte frumoase și abia aștept să le folosesc. Mai ales, nu știu, produsele Essence. Sunt încântată de ele. Știți că îmi plac produsele Essence, le-ați tot văzut pe la mine. Și știu că vă plac și vouă, așa că o să le vedeți în curând, într-un clip. Și sunt încântată și de parfumuri. Abia aștept să le încerc. De tot, de fapt, sunt încântată de tot ce am primit. Și mulțumesc foarte, foarte mult organizatoarelor pentru acest eveniment și cu asta cred că o să închei. Mă gândesc dacă să mai fac și un alt episod Vlogmas. Acesta pe care îl vedeți cred că este episodul 6. Aș putea să mai fac încă un episod sau să fac un episod în care să includ și ziua de Crăciun, dar nu știu ce să zic. Faza este că zilele următoare nu o să fac prea multe lucruri. Vreau să fac puțină ordine prin casă, să mai spăl niște haine, să calc, să pregătesc cadourile, cam asta este tot ceea ce o să fac, nimic important, nu am activități programate, așa că s-ar putea să nu mai avem vlogmas sau s-ar putea să fie unul, dar după sărbători în care să vă arăt așa perioada sărbătorilor, de Revelion, nu știm ce facem, n-am stabilit absolut nimic, este cred că prima dată când nu stabilim nimic și s-ar putea să stăm efectiv acasă, ceea ce n-ar fi rău până la urmă, așa că da, ne auzim într-un vlog viitor care nu știu când o să apară, dar până data viitoare vă pup, toate cele bune, pa, pa! Și nu uitați, like, share, subscribe, comentarii, în cazul în care vreți să lăsați evident, pa!